Absolvenții de liceu au aflat primele rezultate la examenul de bacalaureat. 9 elevi hunedoreni au obținut media 10, iar rata de promovabilitate din județul nostru este de aproximativ 59%. În ceea ce privește numărul de candidați ce au promovat examenul maturității, Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani se află pe primul loc. Avem 9 medii de 10. La limba română avem 41 de medii, pardon, de note, da? Maternă 1, la proba obligatorie matematică respectiv istorie 104 și la proba la alegeri 121. Sunt niște statistici pe discipline. Repet, per total avem 9 medii de 10. Rata de promovabilitate este de 59,34%. Asta înainte de contestații. După contestații s-ar putea să se mai modifice. Promovabilitatea pe seria curentă este de 71,21%. Din cei 3.102 elevi prezenți, absolvenți, au promovat 1.882. Ca un clasament la nivel de județ, repet, înainte de contestații, pe locul întâi se află Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani, 98,59%, promovabilitate, pe locul 2, Colegiul Regina Maria din Deva, 95,76%, pe locul 3, Colegiul Național Decebal, 94,97%, ultimele licee sunt Liceul Ghelar, cu 11,11%, Călan, 8,77% și Nicolaus Olahus Oloștie, 6,98%. Rezultatele finale obținute după depunerea contestațiilor vor fi afișate pe data de 5 iulie.